Reluăm discuția cu domnul profesor dr. Alexandru Vladimir Ciurea și prima întrebare după pauză ar fi care este tehnologia care vă ajută să vedeți foarte bine intraoperator creierul, să luați cele mai bune decizii cu maximum de rezultat și cu minimum de riscuri pentru pacienții dumneavoastră? În primul rând, preoperator mi-a dat toată bateria de analize și analizele sunt generale, tot organismul trebuie să-l ai pentru operație pe creier, să-l evidențiezi, să-l știi exact la ce să te adresezi. Și elementul esențial este MRI-ul, angio-MRI-ul cu toate facilitățile, și de aceea este și un device, o facilitate care se numește MRI cu neuronavigație. Și am obținut prin neuronavigație, în care aparatul de neuronavigație este în fața mea, pacientul este lângă mine și pot opera și mă dirijez cu antena care o am asupra organismului preoperator și intraoperator cu antena să văd unde este leziune. Nu că nu aș ști, dar să văd toate dedesubturile, toate profunzimea. De multe ori o leziune nu este unică un nodul, ci are implementări laterale. Trebuie să te duci pentru fiecare în parte să o găsești, să o descoperi. Am avut marea surpriză ca să intru într-un caz cu un asemenea situație, cu multicentrică, să intru, să scot și după aceea m-am uitat pe noi și am constatat că erau două sau trei leziuni care nu le atinsese. Și tot cu antena le-am căutat și le-am găsit și pe aceea, altfel nu puteam. Deci mă ajută imens cu neuronavigație. Exact cum pe domnii aviatori, piloții văd ce se întâmplă pe pământ pe baza neuronavigației. La fel și noi vedem în creier foarte, foarte mult. Este esențial. Deci dacă vrei să obții calitate, nu că se cer parametri. Noi trebuie să fim pe linia de plutire, pe linia medicinei neurochirurgiei moderne, care implică neuronavigație. Un alt element foarte, foarte important pe care îl avem, afară de o serie întreagă de substanțe care ne ajută, este sângerarea în creier. Bun, a sângerat, dar ce fac eu? Că nu mă pot să mă bag niște pense, ca pe vremuri în mijlocul creierului, să fac acele opriri, puncte de coagulare. Bun, unde ce fac? Avem niște substanțe ca la pompieri. Am dat drumul la substanță, o fibrină analogă din sângele pacientului, de aia nici nu mai punem sânge în momentul de față. N-am nevoie să încarc pacientul cu sânge. Am stat, toată lumea este liniștită, s-a liniștit zona, nu se umflă creierul, totul este bine. Că sângerări se produc. Nu se produc un vas mare, pentru că pe cealaltă vezi, se produc în, așa, în pânză, ușoare. Ai pus substanța, s-a liniștit. Și creierul, când i-ai oprit sângerarea, deodată se liniștește și stă calm. Dar creierul nu i-a oprit sângerarea, începe să se umfle. Reacționează. Ori umflarea creierului, se numește edem cerebral, este foarte, foarte gravă. Oricât te ajută anestezistul să scadă presiunea intracerebrală. Lupta este foarte mare. De aceea, ca în toate lucrurile, nu trebuie să ajungi în punctul ăla. Trebuie să previi. Iar neurochirurgia actuală este neurochirurgie minim-invazivă, cum ați spus, a microscopului, a neuronavigațiilor, a facilităților de imagistică, a facilităților operatorii, dar tehnicii, skill-ul, îndemânarea neurochirurgului, echipa, nu mai spun substanțele anestezice, tehnica anestezică, toate acestea converg spre operație reușită și se poate.